Din toată inima să spunem, slăvit să fie Domnul. Amin. Dacă doriți, haideți să ne legăm vișoare și vă citim din Cartea Sfântă un cuvânt. În Ioan, capitolul 3, chiar dacă e puțin mai lung, vom citi în întregime, pentru că este cuvântul care dă viață și este important să le cuvântăm împreună cuvântul Domnului. Și nu doar să-l citim, ci să lăsăm ca acest cuvânt să ne transforme și să ne schimbe după voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne, amin. Amin. Ioan, capitolul 3, pagina Bibliei, 1027. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un înfruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne. Și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis: trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi zguietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise și arpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Doamne, ajută-ne! Amin, amin, amin! Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina. Și nu vine la lumină, ca să nu-i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. După aceea, Iisus și ucenicii Lui a venit în Ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape. Și oamenii veneau ca să fie botezați. Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. Au venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă sunteți martori că am zis: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie, care este a mea, este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc. Și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit.
Și totuși nimeni nu primește mărturia Lui. Cine primește mărturia Lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu, vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și-a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul, adică în Domnul Iisus Hristos, are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Vă invit să vă reașezați. Din toată inima mă bucur să fim împreună în această seară. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Și așa cum stăm înaintea Domnului, să ne binecuvânteze împreună cu o inimă deschisă și cu o minte înțeleaptă, să putem asculta și înțelege cuvântul Domnului. Este o mare diferență între a asculta și a și înțelege. Copiii mei, eu slujesc în zona Nevoiului, zona Buzău, de 10 ani de zile, până cu familia, cu soția și 9 copilași pe care Domnul ne-a dăruit. Vă aduc și salutări cu caz aceasta și din partea familiei și din partea faților de acolo. Domnul să vă binecuvânteze și peste biserica dumneavoastră să fie harul și pacea Domnului. Amin. Spuneam că am copii și copiii noștri când merg la școală, ei merg și acolo ascultă, urmăresc, iau notițe, scriu pe caiet. Numai că dacă îi întreb și am întrebat pe mine, tu ai fost atent? Da. Ai auzit ce-o zis învățătoare? Da. Dar ai înțeles? Și eu zice, m-am înțeles. Dar când îți facă tema, n-am înțeles. Și atunci îl întreb, dar ai spus că ai înțeles. Dar de fapt el n-a înțeles. Dar pe moment i s-a părut că a înțeles. E mare diferență între doar a auzi sau a auzi și a și înțelege. De aceea mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să ne dea o inimă înțeleaptă. Amin. 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 Să putem înțelege și pricepe cuvântul lui Dumnezeu. Amin. La un moment dat era Domnul Iisus și vorbea cu oamenii, le-a dat o pildă, nu o citesc acum pentru că să nu iau din timp, dar în Matei, capitolul 13, spune cuvântul Domnului că în versetul 10, ucenicii s-au apropiat de El și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă a fost dat ca să cunoașteți tainele împărăției cerurilor. Iar lor nu le-a fost dat. Că celui ce are se va da și va avea de prisos. Iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd. Și măcar că aud, nu aud. Dar și mai mult, nu înțeleg. În această seară, dumneavoastră, ascultați cuvântul Domnului. Eu mă străduiesc să-L predic cât știu eu și cât Domnul mi-a dat înțelepciune, ca să-L putem înțelege. Dar numai Duhul Domnului poate lumina mintea noastră să pricepem cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, înaintea cuvântului lui Dumnezeu și copiii, și tineri, și adolescenți, și noi toți, trebuie să venim cu multă smerenie. Pentru că omul mândru, el nu poate să înțeleagă. Știți de ce? Că spune Biblia, Dumnezeu stă împotriva celui mândru. Dar celui smerit îi dă har. Asta se întâmplă și în viața de zi cu zi. Când cineva, de exemplu, la școală, profesorul îi explică, dacă este câte un elev, cum se mai întâmplă, care se crede mai deștept decât profesorul. Și în loc să asculte explicația, el încearcă să bage strâmbe, va pleca acasă cu lecția neînțeleasă. De aceea, în această seară, haideți să ne smerim în inimile noastre. Amin. Și să primim cuvântul Domnului care ne cheamă la Dumnezeu. Și în această seară, foarte clar, vreau să vă spun, nu vă chemăm și n-am să vă vorbesc de o religie, n-am să vă chem, vă vorbesc despre un cult pentecostal sau altul, ci vreau să ne uităm în Scriptură și să vedem ceea ce Biblia numește aici naștere din nou. Acum, pentru pocăiți, nașterea din nou, pentru noi care ne-am întors mai de mult la Dumnezeu, am tot auzit, probabil, predici destul de multe despre nașterea din nou. Dar nu este greșit să ne oprim în seara aceasta și să ne revizuim puțin, să vedem dacă s-a întâmplat în viața noastră cu adevărat această naștere din nou. Pentru că ea are niște semne. La fel cum noi știm foarte bine, așa e că atunci când un copil se naște. Când un copil se naște, știu toți, nu? Noi vedem, ne uităm la mamă, ne uităm la copilaș, băi, s-a născut copilul. E vizibil, e foarte clar. La fel și un om născut din nou, un copil născut din Dumnezeu,
aceasta trebuie să se vadă. Iar dacă nu se vede, o problemă. Vedeți, el poate că încă n-a fost născut, ca și un copilaș care încă este în pântecele mamei, el există, dar încă n-a fost născut. Însă când a fost născut, se vede, copilul poate să plângă, să-și are mâncare și așa mai departe. Uitați-vă ce spune Scriptura în Ioan, capitolul 3, și vreau să recitesc versetul 3. Adevărat, adevărat, îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Vreau de la bun început să subliniez acest nu poate. Un om, dacă nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Este diferență, după cum spuneam că e diferență între a auzi și a înțelege, este mare diferență între a putea și a vrea. De exemplu, mi-aduc aminte când eram tânăr înainte, sau adolescent înainte să împlinesc 18 ani, tare îmi doream să conduc mașina. Tare îmi plăcea și așa de mult îmi doream să conduc mașina, încât într-o zi, nici nu aveam măcar permisul, dar am scos mașina din garaj în curte. N-am ieșit pe afară, dar din garaj în curte. Și în bucuria mea să conduc mașina, n-am observat că ușa din spate era deschisă, dar avea un A10, o mașină veche. Era prinsă, că nu stătea cu telescop, a pus un băț acolo. Și când am coborât mașina din garaj peste o treaptă micuță, a căzut bățul, s-a spart geamul. Eu tare îmi doream să conduc mașina. Puteam? Păi nu puteam. Și copiii astăzi, observați, mă uit la copilașii mei și atâtea pot să vezi de la copii, dacă, de exemplu, am construit acolo la casă, și el, copilul, când vede pe cineva stând cu mistria, făcând un lucru, vrea și el. Nu poate să facă. El vrea să te încuiască. Dar noi vreau să dăm cu mistria. Ei, noi, oamenii spun că toți vor să intre în cer. Dar oare toți pot să intre în cer? Este o mare diferență între a vrea și a putea. Că Domnul Iisus aici foarte clar trasează acest lucru. Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Vrea să o vadă. Cel mai sigur, da. Dumneavoastră care sunteți aici, de oricare cult religios ați fi, sau orice religie, nu contează. Eu vreau să vă întreb, dumneavoastră vreți să mergeți în Rai sau în Iad? Cine vrea să meargă în Iad? E cineva care vrea să meargă în Iad? Nu e nimeni, așa-i? Asta înseamnă că toți am vrea să mergem în Rai și copilași, așa-i? Vrem să mergem în Rai. Dar oare putem să intrăm în Rai? Acum, bineînțeles că Raiul e pentru oricine. Dar sunt câteva lucruri de împlinit. Și în această seară ne oprim asupra primului lucru de împlinit, care trebuie să-l împlinim pentru a putea intra în Rai. Nu doar a vrea să intrăm în Rai. Cuvântul nu este, din această seară, nu e un cuvânt greu, nu este un cuvânt complicat. De aceea, haideți să încercăm să-l înțelegem, să fim atenți. Poate mai clar, poate mai frecvent, nu contează. Haideți să fim atenți la cuvântul Domnului. Amin. Așadar, dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Care ești aici? Poate ești ortodox, poate ești baptist, poate ești pentecostal, poate ești unul de acești copii frumoși care a cântat frumos. Domnul să vă binecuvânteze. Poate spui, păi tatăl meu e pocăit. Eu sunt prunc cu păstorului, mama mea e pocăită. Foarte bine, întrebarea este, tu te-ai născut din nou? Uite așa, băieți, ca și de vârsta mea, că și eu am băieți de vârsta voastră. Te-ai născut din nou? Noi care suntem în această zi, ne-am născut din nou? Că dacă nu ne-am născut din nou, și dacă vrem să intrăm în cer, nu vom intra în cer. Pentru că Domnul Iisus, atenție, nu Patriarhul Daniel, nu cel mai mare a Pentecostalilor, nu Patriarhul sau Arhiepiscopul Rusiei, nu. Domnul Iisus Hristos, El care a spus așa, eu sunt ușa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și dacă nu intrăm prin Domnul Iisus, să știți că nu este altă cale. Și Domnul Iisus a spus acest lucru foarte important. Dacă nu se naște cineva din nou, și dacă vrea, el nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Sunt câteva lucruri trasate în Scriptură și doar mai amintesc un sau două.
Nu o să ne oprim asupra lor în seara aceasta, pentru frați care cunoașteți Biblia, de exemplu, în Romani, capitolul 8, vă amintesc un alt cuvânt care se referă tot aici la nu poate, Romani, capitolul 8, versetul 8. Deci cei ce sunt pământești, și asta are foarte bine legătură cu subiectul nostru din seara aceasta, cei ce sunt pământești, nu pot să placă lui Dumnezeu. Poate dumneavoastră cineva de aici v-ați dori să mergeți în America. Dacă aș întreba, vrea cineva să meargă în America? Și copiii ar vrea să meargă în America. Și încă acest program cu vizele, nu poți să mergi oricum în America, ai nevoie de o viză, să mergi la ambasadă și așa mai departe. Mulți vor să meargă în America. Numai că atunci când ajungi la avion, la acolo, la aeroport, înainte să te îmbarci, am fost în America și am văzut cum decurge procesul, înainte să te îmbarci, îți ia pașaportul la verificat. Și nu contează cât de mult vrei tu. Nu contează dacă te pui în genunchi. Nu contează că ești fiul nu știu cine. Dacă n-ai viza pusă în pașaport, nu poți să urci în avion. Și dacă cumva ai urcat în avion și ai ajuns în America, tot n-ai intrat încă în America, pentru că înainte să treci prin de aeroport, să ieși din aeroport, te mai pune la un control. Și spune niște întrebări. De ce ai venit? Cu ce ocazie? Cât stai? Ce ai de gând? Și oricât ai vrea tu, dacă nu sunt actele în regulă, nu poți să intri. Noi ne imaginăm că dacă doar ne dorim să ajungem în cer, e suficient, frații mei, oameni buni. Nu-i suficient. Dacă nu ne naștem din nou, deci cei ce sunt pământești, nu pot să placă lui Dumnezeu. Poate ești aici, din biserica ortodoxă, pentecostală, baptistă, sau mai știu eu care. Ești un om duhovnicesc? Ești un om născut din Dumnezeu? Pentru că dacă nu ești așa, n-ai cum să intri în cer. De aceea, în seara aceasta, haideți să privim în Scriptură ce înseamnă. De ce este nevoie să ne naștem din nou? De ce Domnul Iisus vine și spune așa de clar? Dacă nu se naște cineva din nou, dar de ce e nevoie să ne naștem din nou? Când Domnul Iisus vorbește lucrurile acestea, el vorbea cu un om care a venit la el seara pentru că era rușine să nu-l vadă alți colegi de-a lui farisei și l-a întrebat pe Domnul Iisus și i-a spus câteva cuvinte în versetul 2 și Domnul Iisus nu răspunde. Ce este nașterea din nou? De ce este nevoie? Spune cuvântul Domnului mai jos, versetul 6. Ce este născut din carne este carne. Dar ce este născut din Duh, este Duh. Dragii mei, toți copiii care se nasc, dumneavoastră și mai în vârstă și mai ca mine, toți ne-am născut și am fost copii. Toți copiii care se nasc în lumea aceasta, se nasc din carne. Dintr-un bărbat și o femeie. Toți copiii așa se nasc. Știm, asta e foarte simplu. Unul singur s-a născut diferit. Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Amin. El nu s-a născut din bărbat și puterea Duhului Sfânt a umplut-o pe Maria, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, cum bine știm, și s-a născut din fecioară. De aceea, asupra lui, el nu a fost născut cu firea veche, cu natura veche, cu omul cel vechi. Asupra acestuia vreau să ne oprim în primul rând. Dar toți copiii care se nasc în afară de Domnul Iisus și noi toți, ne-am născut în păcat. Am acasă și am văzut cum au crescut copilașii și mă uitam așa la fiecare dintre ei. Într-o zi, de exemplu, unul face o boacănă. Îi fac multe boacăne în fiecare zi. Dar când se întâmplă ceva, de exemplu, sparge o farfurie sau i-a spus, mai n-ai voie să te urci cu picioarele pe masă sau cu picioarele pe masă, a dat cu vaza jos, a răsturnat și apa, a răsturnat și florile și acum trebuie să faci curățenie și așa mai departe. Sau i-a spus, mai la masă când mâncăm, nu ne jucăm, nu ne... Că ei se apucă cu lingura să se joace, că sunt copii. Și când după ce au spart baza, ei și aliniez. Iau așa și aliniez pe ăștia mai micuți. Și dintre ei mai micuți. Cine o spart baza? Cine o spart baza? Știți? I-am și spus soției mele, zic, dragă, în casa noastră se întâmplă niște lucruri strane, incredibile. Se mută lucruri de la loc. Se mută farfurii de la loc, se mută scaune, se îngoardă lucruri. Nimeni nu le atinge. Extraordinar așa ceva. Și la dumneavoastră se întâmplă? Când îi întreb, domnule, cine a făcut? Cine a spart baza? Nimic.
Și ăla care e vinovat, zice. De multe ori arată către ăla care e mai mic. Că ăla săracul mai mic avea acum ultimul ăsta, are 8 luni, 9 luni. El ce să știe să spună? Nu? Tati, eu ce fac? Sau celălalt, puțin mai mare, de 2 ani. De unde știe să mintă? De unde știe să mintă? Eu și cu soția mea, pe niciunul dintre cei două, nu i-am învățat să mintă. Ba mai mult, când au mințit, am luat măsuri destul de aspre, foarte aspre, ca să descurajăm minciuna. Și totuși el știe să mintă. Dar nu așa. Uneori stau și, și de minte, am avut moment când am stat, de minte cu atâta seminătate, cu o față așa senină, încât îți vine să crezi. Îți vine să crezi. Zice, tati, nu sunt eu de vină. Dar cine e de vină? Nu știu, dar eu nu sunt de vină. Și merg și întreb, e pe rând pe celălalt, toți spun că el e de vină. Dar el zice că nu e de vină. De unde știe să mintă? Cine l-a învățat? Mai sunt părinți care își învață copiii să mintă. Doamne, iartă-ne sau Doamne, păzește-ne. Că sună cel care ți-o da bani împrumut și tu vezi cine sună și îi dai copilul și spune, răspunde, tu zici că nu-s acasă. Și copilul răspunde și zice, mamă, o zi să spun că nu-i acasă. Nu? Asta e un caz și Doamne, păzește-ne să ne învățăm copiii să mintă. Dar, cu exemplu, cu Moș Crăciun, cine învață să mintă? Nu-i învățăm noi. Nu mi se pare că noi, popor român, cam de cum ne naștem, suntem cu furtul și minciuna. Una dintre poeziile astea care se învață la școală, sau de mii se învață, cum e poezia aia acum, la prins curața în gură, nu? Și cu om bun. De mici îl înveți cu minciună, cu furt. Vă dați seama. De cum se naște copilul știe să mintă. Unele le propagăm noi. Cu Moș Crăciun, copiii noștri s-au dus la școală și au fost foarte contrariați. Și Doamna ne-a sunat la un moment dat și a spus, mi-a spus soției mele, Doamnă dragă, nu mai spune copilului tău să... că nu există Moș Crăciun, că le strică bucurile. Le-a stricat bucurile toți din clasă. Toți copiii de vârstă, când erau la grădiniți, de vârsta lor, au venit și spuneau, mie mi-a adus Moș Crăciun, vine Moș Crăciun. Și copilul nostru zice, dar nu există Moș Crăciun. Și i-a toți pochimat, cum există Moș Crăciun? Dar erau la vârsta care părinții mințeau. Eu nu i-am mințit niciodată. Asta e o nebunie să minți copilul. Auzi, eu muncesc pentru bani, le cumpăr niște cadouri și le spun că le dă Moș Crăciun. Când colo eu le-am cumpărat din banii mei. Păi eu le spun, măi, eu le-am cumpărat, am muncit pentru el. Cum să spui că nu cumpăra Moș Crăciun? Adică, bă, banii mei munciți, cumpăra altul? Măcar dacă ar da Moș Crăciun bani, dar nu dă bani. Și noi ne mințim copiii, dragii mei. Ne mințim copiii de când sunt mici. Acum, bine ar fi să ne pocăim de lucrurile acestea. Amin, amin. Și chiar noi, frați și surori care suntem în biserică, să ne oprim din lucrurile acestea, să nu ne mințim copiii. Ei, dar spuneam, copilul de când este mic, el știe să minte. Cineva îl învață să minte. Cine îl învață? Eu pe Amir nu i-am învățat. Deloc. Din potriva, am pedepsit când atunci când au mințit. De unde știu să mintă? De unde știu așa să te fenteze? Încearcă așa să te joace pe degete. De unde știi asta? Este înscris în natura noastră. Pentru că ne-am născut în păcat. De cum ne naștem, ne naștem în păcat. Și când începem să creștem puțin, încep copiii să crească puțin, el vede pe mama și pe tata gata să pedepsească o abatere, poate cu nuiaua în mână, deși astăzi, din nefericire, nu se mai folosește nuiaua după cum scrie în Biblia, trebuie să se folosească. Nu intru acum în detalii, că nu-i timp. Dar el vede pe mama și pe tata, vede pe diața și zice, măi, mai bine mint. Deși știe că după aia pedeapsă dublă. Ce puțin la noi în familie. Dar și mai bine mint, încep să-l conving. De unde știe asta? Din natura păcătoasă. De aceea, dragii mei, orice om care se naște în lumea aceasta, el se naște în păcat. Are în el, avem în noi, în omul cel vechi cu care ne-am născut, avem în noi păcatul, dorința de a păcătui, plăcerea de a păcătui. Deși, pe de altă parte, tot în noi există o voce pusă de Dumnezeu, se numește conștiință, care ne spune că nu-i voie să păcătuim.
Numai că noi suntem păcătoși, supuși, robi, spune Roman, capitolul 7, robi legii păcatului, robi păcatului. Și mințim, ne mințim unii pe alții, de cum se nasc copiii, încep să mintă. Ei, Biblia spune în felul următor, și nu-i greu de înțeles, aceia care se nasc în păcat, adică noi toți în afară de Domnul Iisus, avem nevoie să moară omul acela vechi. Să moară omul acela vechi cu plăcerile lui, cu tabieturile lui, cu mofturile lui și să se nască în noi un om nou născut din Dumnezeu, a cărui dorință și tânjire este după Dumnezeu și inima lui îndreptată către Dumnezeu. Omul cel vechi cu care ne-am născut, natura noastră păcătoasă, natura noastră toată ziua ne atrage înspre păcat, înspre rău. Dorința lui înspre rău. Nu știe cum să facă mai mult rău. Într-un sat în Buzău și acolo, într-o curte, unde făceam cu frații și cu soții și cu oamenii din sat, îi întrebam, așa-i atunci când voi erați în lume, așa-i că voi ați dansat? O, păi da, au dansat de numai, că mi-a spus, dansam, frate, am dansat. Și zic, dar acum mai vreți să dansați? Și zic, nu. Dar de rugat vreți să vă rugați? Da. Dar ce s-a schimbat? Că înainte, când era omul cel vechi, rugăciunea, dacă se putea să fie cât mai scurtă, o cruce a trecut mai departe, două, trei și gata, pleacă la servici. Asta era închinarea lui. Dar la dans. Observați, de exemplu, merge la biserică și întreabă preotul pe naș, te lepezi de satana. Și eu zice, mă leapă. Dacă când iese afară, e tot cu țigara în gură. Păi cum s-o lepădat de satana? Când iese afară, e tot cu diavolul în gură. Adică, dragii mei, nu e suficient să dorim în viața noastră, trebuie să se întâmple ceva. Altfel, omul cel vechi, el are plăcerile lumești. El te atrage către lume. Omul cel nou, născut din nou, născut din Dumnezeu. Omul acesta nou are altceva. El are alte căutări. El are alte dorințe. Când eram în lume, când eram în lume și oamenii din lume, sunt gata să treacă peste orice. De exemplu, sunt gata cum era mai de mult în timpul comuniștilor vorba aceea, scopul, scuză, mijloacele. Dacă tu vrei să ajungi primar, cum se întâmplă și astăzi în cele mai multe locuri, dacă vrei să ajungi primar, dumneavoastră ați văzut să ajungă primar un om care e smerit, care e cu capul plecat, care nu își împroașcă cu noroi adversarii, care nu-i vorbește de rău, care nu minte. Mai sunt, și eu știu, localități în țara noastră unde sunt oameni pocăiți care au ales astfel de oameni, dar foarte, foarte rar. De obicei, dacă vrei să ajungi în frunte și dacă vrei să rămâi în frunte, în parlament, în președinție și în toate celelalte, trebuie să fii cel mai tare în gură. Trebuie să dai cu pumnul cel mai tare, să fii gata să cazi peste toți ca să ajungi tu primul. Așa este omul cel vechi. Așa este omul născut în păcat. Numai că atunci când se naște în noi un om nou, lucrurile acestea trebuie să se schimbe. Și când vreau să ajung, spune Biblia, dacă dorește cineva să fie episcop, dorește un lucru? Bun. Mai merge că scopul scuză în mijloacele. Împroși cu noroi, spun minciuni, îmi fac campanie electorală să ajung și eu păstor. Păi asta nu mai merge, că asta era de când eram în lume. Și totuși în câte biserici se întâmplă asta? Cele mai multe. Și întrebarea este, am fost născuți din nou? Înțeles că noi nu mai trebuie să gândim și să acționăm ca în lume. De multe ori, când eram în lume, la acasă aveam un comportament, la biserică un alt comportament. La noi, acolo unde stau în nevoie, a murit o vecină cu câțiva ani în urmă și m-am dus la înmormântare din respect pentru ea, care la biserică ortodoxă a fost înmormântarea. M-am dus la înmormântare. Pentru că un copil de-a dumneavoastră era frate cu noi. Dar când am intrat acolo în biserică și am văzut oamenii care acolo au venit cu lumână, cum este biserica ortodoxă, am văzut câteva vecine de-ale mine. Acum sper să nu am probleme, că dați pe aici. Am văzut câteva vecine de-ale mele care la biserică
Când te uitai la ele, capul pleca. Așa pioase, așa încăute, măi creștini extraordinari, femeile astea, măi, extraordinari și creștine. Dar eu știu când eram cu două, trei ore sau o zi, două înainte, acolo în jurul meu, că unul nu se înțelege cu altul. Zici, au venit când ne-am mutat acolo și a spus, auzi, cu ăla să nu vorbești, că ăla e așa. Cu ea ai grijă. Și apoi ea a venit și a spus despre cealaltă. La biserică a plecat și a fost frumos. Și, ei, așa este omul cel vechi. Dar când ne-am născut din Dumnezeu, nu mai are voie să fie așa. Și eu întreb, nu-i așa de multe ori și între noi pocăiții? Ați observat? Vă mărturisesc că am pățit-o și eu. Eram într-o zi supărat pe copii, nu mai știu ce s-a întâmplat, dar ceva m-au supărat. Și am ridicat tonul destul, probabil mai tare puțin, și eram destul de supărat. Și sună telefonul. Acum, când sună telefonul, m-am și mirat de mine. M-a sunat un frate păstor. Păi cum să-i răspund cu același ton ca la copii? Dintr-o dată s-a schimbat tonul. Extraordinar. Pa, ce frate, Domnul să te bine. Dar cu 10 secunde înainte strigam la copii. Nu e așa că de multe o suntem cam duplicitare. Când eram în lume, trăiam ca lumea, veneam la biserică, ne schimbam frumos, gata, acum suntem pocăiți. Dumnezeu nu vrea să fie așa. Dumnezeu vrea și afară și în biserică să fim la fel. Acum, cum ar vrea Dumnezeu să fim și afară ca în biserică? Sau am putea fi oare și în biserică așa cum suntem afară? Că te-ai speriat de unele biserici. Dacă toți de afară, toți frații și surorile, mă refer la biserica noastră, bisericile noastre, dacă toți ar veni în biserică așa cum sunt afară, am avea niște probleme la unele părți, nu? Că n-ar fi bine. Eu aș zice, hai să facem nimic, cum suntem în biserică, să fim și afară. Uitați-vă la surorile noastre, la dumneavoastră, frați dragi. Niciunul aici în biserică nu țipă, nu strigă. Niciunul aici. Și uneori când copilul te deranjează și te supără, nu-ți permiți să strigi la el să spui, băi, îți dau eu ție acasă. Dacă îi spui, faci numai așa, ca pe spatea, așa încetuți, îi spui, faci un semn, ceva, nu? Nu-ți permiți aici să faci cum îți permiți să faci acasă. Și eu întreb, Dumnezeu e numai aici? Dar în casele noastre nu-i Dumnezeu? Și asta spun tot pentru frații noștri. Știți că vin unii copii, deja adolescenți, tineri, care vin și spun, frate, tatăl meu e păstor, tatăl meu e prezbiter, dar să știi că tatăl meu la amvon vorbește frumos, acasă, eu nu pot să spun că dați online. Acasă e altceva. Acasă e altceva. Și eu întreb, ne-am născut noi din Dumnezeu? Când acasă ești gata să spui că-ți bați nevasta și te aud copii și la biserică, fraților, Domnul ne iubește, Domnul vă iubește, să fiți pocăiți. Nu suntem noi farisei? Ei, pocăința înseamnă să nu mai fim cu două fețe. Pocăința înseamnă să trăim la fel. Vedeți, surori, dragi, cum dumneavoastră așa frumos ascultați cuvântul acum și nu-și permite nimeni să mă întrerupă sau să întrerupă slujba, că i-a venit cuiva ceva și are ceva nemulțumit. Mai sunt care avem nemulțumit și prin biserică. Dar de bun simț, de rușinea celorlalți, tăcem din gură, că e rușine. Deci am zice uneori câte ceva, dar tăcem. Ei, dar Domnul ne vrea să tăcem așa cu bucurie și aici, când trebuie să tăcem, când trebuie să ne rugăm cu bucurie, dar și acasă să tăcem. Că noi avem o cântare frumoasă care spune, strigă către Domnul lor și ce? Numai că Sara spunea bărbatul ei. Cum spunea Sara bărbatul ei? Domnul meu. Ei, nu către Domnul acesta trebuie să strigați. Și noi nu către sora trebuie să strigăm. Către Domnul din cerul trebuie să strigăm. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să ne iubim unii pe alții. Să fie în viața noastră o dovadă reală de iubire, de dragoste, de oameni născuți din nou. Dragii mei, asta vrea Dumnezeu de la noi. Să fim născuți din Dumnezeu, să ne naștem din Dumnezeu, să ne naștem din nou. Ce este născut din carne, este carne. Și ce este născut din Duh, este Duh. E așa mare diferență. Sunteți siguri că v-ați născut din nou? Vreau să spun ceva care să nu vă grăbiți să mă judecați, înainte să auziți și explicația. Pentru a intra în cer,
nu-i suficient să fii iertat de păcate. Pentru a intra în cer, nu-i suficient să avem păcatele iertate. Trebuie să fim transformați și născuți din Dumnezeu. Amin. Unii vin la biserică și spun, Doamne, iartă-mă. Se spovedesc sau se vin la mărturisire, se predau, ridică o mână sus, se predau. Și ascultați-mă, atunci când noi o facem cu inimă sinceră, Dumnezeu ne iartă. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Ca oricine crede în El. Și spune 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, slăvit să fie Domnul. Dacă vine Domnul Iisus și cere iertare și îți pare rău, El te iartă. Numai că nu-i suficient. Nu-i suficient. Trebuie să se mai întâmple ceva în viața ta. Uite, în viața acestor copilași, în viețile noastre, trebuie să se mai întâmple ceva. Și ca să înțelegem, haideți să vă dau un exemplu din Scriptură. Este scris și Scriptură, puțin mai neplăcut la citire, dar e scris în Biblie și vreau să ne oprim asupra lui. 2 Petru, capitolul 2, versetul, hai să citim de la versetul 20 și în jos. 2 Petru 2:20, în adevăr. Dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, vorbim despre oameni care s-au întors la Dumnezeu, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică e vorba despre noi care ne-am pocăit, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. De ce? De stricăciuni, de pofte. Scrie 19. Starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Auziți un lucru foarte important. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii. Greu cuvânt e acesta, frate și surori. Foarte greu cuvânt. Să spună Biblia, mai bine nu te nășteai din nou decât după ce te-ai născut din nou și ai făcut botezul și Domnul ți-a dat botezul cu Duhul Sfânt, să te întorci înapoi să fii biruit de pofte, de stricăciuni. Adevăr, ar fi fost mai bine, 21, pune te rog, să nu fii cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Și acum, 22, auziți două imagini interesante, nu prea plăcute, dar interesante. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase. Asta știm că așa se întâmplă, trec pe stea ca să nu fie neplăcut. Și aici vreau să ne prind, scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirile. Copii, care dintre voi aveți acasă porci? Aveți câteva porci acasă? Mă ajut. Hai că nu-i rușit. E bună șuncașă, bravo, fericită. Șuncașă că n-asă ne place, nu? Ați observat ce se întâmplă cu porcii? Eu am avut, acum nu mai am creantea, dar am avut niște porceluși acasă. Și am mers cu copiii, am adus cu 3 dintre copiii mei, de vârsta voastră, așa? Și am zis, copii, fiți atenți. Aveam acolo un vas în care puneam apa pentru porci, afară era cald. Și înainte să le pun apa, am clătit vasul și am aruncat apa din vas jos. Încă o dată am clătit, iar am aruncat jos. În fața acelui vas, vailin sau cum îi spuneți dumneavoastră aici fiecare, în acolo în față, apa care a fost aruncată din vas, ce a făcut? Cu noroi. Nu? E o băltoacă cu apă și noroi. Și am spus copilor, uite așa, ce-am de constatat, am spus, fii atent ce face, ce fac porci. Și dintr-o dată se crea și nu i-a învățat nimeni, frații mei. Eu nu i-am învățat. Dar dintr-o dată s-au dus rând pe rând și au intrat în groapa cu noroi, s-au pus pe o parte și pe cealaltă parte. Pe o parte și pe cealaltă parte. Și stăteau copiii și râdeau. Uite ce fac porci. Dar eu întreb, eu învățam mama lor? Dumneavoastră credeți că eu învățam mama lor? Eu n-am văzut pe mama scroapă, că am avut și mama acolo, n-am văzut. Dar și mama făcea la fel. Dar de unde știe să facă lucrul ăsta? E natura porcului. De acolo știe, e natura lui. Acum imaginați-vă pe loc un astfel de porc, da? Câți ai acasă? Câți ai acasă? 1, 2, 3, 10. Așa. Hai să spunem că luăm 1,
unul dintre iudeși o scroafă, da? Luăm un astfel de porc și iei furtunul de la, ai pus furtunul la robinet sau furtunul din ala de pompier și încep să speli. El s-a tăvălit și într-o parte și în alta și încep să speli cu furtunul și îl speli și îl speli bine. Și îi place, îi place. L-ai spălat și l-ai curățit și îl faci ca nou. Și poți să-i spui așa, auzi, dragul meu porc, nu-i niciunul ca tine în satul ăsta. Nu există porc ca tine. Te-am curățit, te-am spălat, te rog frumos, poți să-l și ungi. Poți să-l lungi, să-i spui că e penticostal. Poți să-l spui așa, poți să-i spui ce vrei. Când îi dai drumul, ce se întâmplă cu el? Ce se întâmplă? Se întoarce. În apa cu care l-ai spălat, se întoarce și se tăvălește iarăși acolo. Dar cum l-ai spălat? Adică, poate i-ai și spus, măi, te rog frumos, nu te mai întoarce, noroi! Nu te mai du înapoi în groapa aceea, că de acolo te-am scos, te-am spălat, ești frumos, ești curat, nu te mai du înapoi. Cum i-ai dat drumul? Se duce înapoi în mocirlă. Asta e viața omului vechi. De aceea, nu-i suficient să fim spălați, frați și surori, oameni buni. Nu-i suficient să venim la Hristos să spunem, Doamne, iartă-ne. Trebuie să facem asta. Și Domnul ne iartă păcatele. Dar dacă nu ne schimbăm, dacă nu ne transformăm, dacă rămânem cu natura păcătoasă a omului păcătos, știi ce se va întâmpla? Când pleci de aici, observați dumneavoastră, câți dintre noi, dintre oameni, dintre frați, dintre surori, dintre oameni, pleacă de aici, au auzit cuvântul, merg și pornesc televizoarele, merg și pornesc internetul și pornesc tot felul de lucruri. La biserică au fost spălați, au fost curățiți, dar ne întoarcem înapoi la lucrurile vechi. De ce? Pentru că am fost spălați, dar n-am fost schimbați. Și aici e problema. Și dragii mei, asta e, așa este omul născut în păcat. El face păcatul cu plăcere. Spune Scriptura la un moment dat, între ei toți eram și noi odinioară, când trăiam în lucrurile vechi, când făceam din, și eram din fire copii ai mâniei, făceam cu bucurie lucrurile acestea. Așa am fost și noi odinioară. Ce trebuie să se întâmple? Nu doar să fim spălați de păcate, ci trebuie să fim schimbați, transformați. Să primim o altă natură. Hai să luăm un alt exemplu, dacă toți suntem aici. Copii, voi aveți acasă pisică? Și dacă eu n-am acasă pisică, mie nu le plac, tot vin la mine pe terasă și mă rog, fac acolo și nu trebuie să facă. Și vin de la vecini. Dar dumneavoastră, ați văzut vreo pisică să facă ce face porcul? Ați văzut cineva vreodată o pisică, o mâță din asta, să meargă într-o băltoacă și când pe stânga, când pe dreapta, spune, ah, ce bine e aici. Ați văzut așa? Care sunteți mai în vârstă? Ați avut acasă o pisică din asta. Dar ce face pisica? Că și ea se murdă, de exemplu, plouă afară și merge, își caută, ia ce își caută și se murdărește. Dar ce face ea? Nu mă vezi că se cocoțează pe un gard undeva sus, se oprește un gard și începe să se spele. Dar și eu mă s-a dus să se spele? Dar eu fi arătat mama ei? Dar nu știu cât. Dar de unde știe ea să se spele? De ce nu face ce face porcul? Să intre acolo în mocilă, să se mălățească acolo în mocilă. De ce? Pentru că natura e diferită. Natura e diferită. Pisica nu suportă noroiul, mocirla, murdăria. Ea nu suportă să stea acolo. Pe de altă parte, porcul, scroafa, cum era spus acolo în 2 Petru, nu doar că suportă, îi place. Îi place să stea acolo. Se simte bine, se tolănește, se murdărește. Când se scoală, e așa de fericit că a fost în mizerie. Mare diferență între cele două. Deși amândouă sunt animale. Și acum eu vă întreb, noi care ne-am născut din Dumnezeu, nouă ne mai place în mocirlă? Prin aceasta putem să verificăm cine e născut din Dumnezeu și cine nu. Prin aceasta poți să te verifici dacă ești născut din Dumnezeu. Dacă îți place în mocirlă, dacă suporți mizerie pe tine, dacă n-ai nicio problemă cu mizeria de pe tine, ascultă. E o mare problemă.
Sunt unii pe care i-am botezat, au fost botezați, spunea un păstor, mulți diavole am botezat, eu alt cuvânt am folosit sinonim cu ăsta. Mulți am botezat eu. Adică nu, nu, am dat cu furtunul, nu, și eu nu, și eu am făcut poate cruci și eu am pus acolo. Băi, ești penticostal, are membrie penticostală. Dar el tot cu firea veche. El tot cu firea de scroafă, de porc. Și când i-ai dat drumul, tu la biserică i-ai spus, cum vă spunem și noi, și cum spunem biserică și ne învață frații. Fraților, când plecăm acasă, haideți, duminica, de exemplu, hai să nu ne întoarcem iar la televizor, iar la entertainment, iar la stand-up comedy, iar la internet, la filme, hai să nu ne întoarcem la astea. Hai să rămânem la Scriptură. Și nu mai vezi că a plecat acasă și el din nou e pe YouTube, el din nou e la umor, el din nou e la tot ce înseamnă râs, el din nou e la filme. Și întrebarea este, ai fost născut? Pe unii chiar i-am botezat, unii pot să ia botezul. Și totuși, nu sunt născuți. Sau, există și varianta asta, cum am citit din 2 Petru 2 cu 20, după ce ai fost născut, transformat, schimbat, uns, înnoit, se poate să te întorci, să te încurci iarăși și să fii birui de pofte. În această seară, cuvântul Domnului vrea să ne atragă atenția. Că noi tare ușor de multe ori spunem, frate, eu sunt pocăit, eu așa. Eu mă duc în rai, că mama e pocăită, bunicul e pocăit. Noi avem o zicală în un proverb în România, care zice așa, ce naște din pisică, șoareci mănâncă. Știați copii cu zicala asta? Adică, nu trebuie să te învețe nimeni. Cei născut din carne, că asta e din Biblie, zica la asta. Asta a spus-o Domnul Iisus, mai frumoasă ca și asta românească. Adică, cei născut din carne este carne. Iubește să trăiască în păcat. N-are o problemă cu păcatul. N-are o problemă să se tăvălească în păcat. Dar cei născut din Dumnezeu, cine-i născut din Dumnezeu, nu mai suportă păcat. Hai să citesc, spune tot rău, 2 Ioan 1 cu versetul, scuze, 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Spune aici că Dumnezeu ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași, spuneți dumneavoastră, asta avem nevoie să intrăm în rai. O fire dumnezeiască, o natură dumnezeiască. Și dacă n-ai renunțat la omul cel vechi și n-ai fost născut din nou să ai în tine o fire dumnezeiască și dacă dai toată viața ta la biserică și dacă faci la Sfânta Paraclete, nu intri în Împărăția lui Dumnezeu. Nu contează câți preoți te îngroapă, nu contează câți pastori te botează, nu intri în Împărăția lui Dumnezeu. Și tare bine ar fi să audă și tinerii lucrul acesta și noi toți. Că ni se pare uneori, și așa la copii și la tine, ni se pare că dacă cântă în orchestră și ați cântat frumos, Domnul să vă binecuvânteze. Dar și dacă voi cântați în orchestră, dacă nu vă nașteți din nou, nu intrați în Împărăția Lui. Noi toți, voi și noi toți, trebuie să avem, să fim, să ne ajungem să fim părtași firii dumnezeiești. Cum este firea aceasta dumnezeiască? 1 Ioan capitolul 3. Haideți să vedeți cum este firea aceasta dumnezeiască. Și aici este și testul pentru noi toți și pentru voi, dragi copii, să vedeți dacă v-ați născut din nou sau nu. Iată 1 Ioan capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Păi tu poți să spui că ești penticostal, tu ești fiu de penticostal sau ortodox sau prunc de ortodox. Poți să spui ce vrei tu. Poți să spui eu sunt copilul lui Dumnezeu, dar aici spune și suntem. Dar când suntem? Imediat vedem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Previților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Pentru că îl vom vedea așa cum este. O scurtă paranteză aici. Nimeni nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, dacă nu-i născut din Dumnezeu. Pe lângă ce vă spuneam până acum, vă dau un alt motiv într-o paranteză. Trupul nostru, omul păcătos, el nu poate suporta
și nu poate rezista puterii infinite a lui Dumnezeu. Biblia spune așa, nu există om să vadă fața lui Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu față în față. Dacă Dumnezeu s-ar coborâ și ar fi pământească, și firea pământească ne atrage înspre păcat, dar nimeni nu-L poate vedea pe Dumnezeu. Într-o zi, dragi copii și voi, dacă vă nașteți din nou, și noi toți, într-o zi se va auzi un sunet, un arhanghel care va suna cu un sunet de trompetă. Și Domnul Iisus se va coborâ pe norii cerului și spune cuvântul Domnului 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51. Iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Schimbarea aceasta se va face din trupul pământesc într-un trup de slavă, schimbarea aceasta. Însă înainte să se întâmple schimbarea aceasta, trebuie să fie schimbarea care am vorbit în seara aceasta, nașterea din nou. Când în noi omul cel vechi să moară și în noi să se nască un om nou, un om din Dumnezeu, care, deși trăiește în trupul acesta, într-o zi va fi izbăvit de trupul acesta, toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din o trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Așa cum au zis. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire. Și trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire. Și trupul acesta muritor în nemurire. Atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Slăvit să fie Domnul! Amin. Dar ca să ajungi acolo, dragul meu, om care ești aici, bărbat sau femeie, copil sau tânăr, ca să fim știți că spune crezul pe care și noi un crez foarte frumos. Cred în Domnul Iisus, în Atotțiitorul Dumnezeu, așa departe. Cred că Iisus spune, a murit în timpul și a fost răstignit și a suferit în timpul lui Pilat din Ponțiu. Dar cred în viața ce va să vie. Cred în învierea morților și în viața ce va să vie. Și tu crezi în asta? Nu e suficient. Trebuie să te faci așa. În ziua aceea Dumnezeu te va ridica și vei fi pentru totdeauna cu Domnul. Doamne, ajută-ne la așa. Dar spune cuvântul Domnului și mă reîntorc în 1 Ioan capitolul 3, versetul 3. Oricine, am închis paranteza aceasta, oricine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Haideți să ne imaginăm și imediat închei. Să iei în copilaj. Mai ascultați în pusica frate și m-am bucurat. Ne imaginăm că luăm dintr-o mâță din asta, într-o pisică, inima ei. Ne imaginăm. Nu se poate. Ne imaginăm. Luăm natura ei, firea ei și o mutăm într-un porc. Nu se poate. Doar ne imaginăm. Și ai luat natura pisicii și o muți în porc. Și dintr-o dată, scroafa aceasta, porcul acesta, stă în fața gropii cu noroi, cu apă, se uită la colegii lui, la frații lui, care acolo se bălăcesc acolo în noroi și în groapă, și zice, dar mie nu mai îmi trebuie. Dar eu nu mai găsesc plăcere acolo. Așa e cu noi. În porc, în această scroafă care s-a întors să se tevălească mocilă. Dintr-o dată aș spune, dar mie nu mai îmi trebuie mocilă. Dar acolo eram și eu, între ei toți eram și noi odinioară, când făceam lucrurile acestea. Dar acum nu mai îmi trebuie. Ție îți mai trebuie? Ce ți-a zice câteva, dar nu pot că mă aud păstorii. Ce ți-aș face eu, dar nu pot că... Păi înseamnă că nu te-ai născut din Dumnezeu. Supus, spune cuvântul Domnului așa foarte frumos. Cel neprihănit de 7 ori cade, și ce face? Zice, mă, dacă tot am căzut, mă tăvălesc acum aici, ce mai contează, Domnule? Așa face pisica. Dacă o mers așa, o mers așa, o alunecat într-o groapă cu noroi și tot o căzut, ce zice, mă, dacă tot m-am căzut? Lasă-l, Domnule, să mă bag acolo până în capul noroi, n-are nimic. Nu zice Biblia, cel neprihănit de 7 ori cade și... Dar de ce se ridică? Pentru că în el este altceva care nu suportă mizerie. A căzut, a alunecat, n-a vegheat și Biblia ne îndeamnă la veghere, frate și surori, Doamne, ajută-ne să veghem.
a alunecat, navighea, dar dintr-o dată când a căzut, el nu rămâne acolo. De ce? Pentru că în el este o altă natură, o altă fire. Așa zice aici, cine are nădejde aceasta în el, care nădejde? Că născut din nou din Dumnezeu, într-o zi voi fi ca Dumnezeu. Încă nu sunt ca Dumnezeu. Deși în inima mea tânjesc, în inima mea mă gândesc, în inima mea eu plâng, vreau să fiu ca Dumnezeu. Duhul și mireasa zice, Doamne, mai lasă-ne aici să ne mai bucurăm aici pe pământul acesta, că tare ne place. Cam așa e astăzi pocăința. Noi nu prea, o spunea fratele foarte bine, noi nu prea mai plângem. Era cântarea aceea frumoasă, că atunci când frații noștri bătrâni se întâlneau, zice, pe pământ sau pe podere își plecau genunchii lor. Noi avem acum scaune confortabile, nu mai ne murdărim în genunchi, avem mochetă. Dar nici nu mai cur lacrimi din ochii noștri. Și din ochi, cum zicea cântarea, izvor. Mai curge așa cum spunea fratele aici, când ne mai spune fratele aici câte o întâmplare cu mama care nu și-o păți și așa, mai plânge multe, mai uităm batiste și cam atât. Da să plângi pentru păcat, da să plângi de dor după Iisus. Spune cuvântul Domnului, vine acum aminte, 2 Timotei, capitolul 4. Când Pavel, la finalul vieții lui, zice aici, versetul 7, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința de acum, mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, dar și tuturor celor ce... Ați remarcat termenul aici? Vor fi iubit venirea Domnului. Imaginați-vă o pisică, că tot am avut exemplele astea ca să înțeleagă și copiii, prinsă între porci, obligată să trăiască între porci. Ce așteaptă ea? Așteaptă ziua când să scape. Și noi spune despre neprihănitul loc care își chinuia sufletul lui neprihănit între ceilalți oameni. Noi care trăim între păcatele lumii acestea. Și de multe ori, imaginați-vă, știți cum suntem noi, cum Domnul ne-a dat, Domnul ne-a scos din mocirla păcatului. Asta e lucrarea care Domnul Iisus a făcut-o, slăvit să-i fie numele. S-a coborât în mocirlă, în groapa aceea porcilor. Puteți să intrați în cocina porcilor și să intră dumneavoastră dacă intrați cu hainele de biserică și spui, auzi, dar n-are nimic, intru numai puțin, dau de mâncare, mă duc la biserică. Ce se întâmplă? Dar n-ai intrat mult. N-ai timpul ca să faci plan. Dar nu mai intra puțin. Se lipește tine. Oi, de mine se lipește, nu? Când făceam acasă, ne-am portat, dar portat, abia facem curat, frecai două, trei dușuri și tot nu ieșeam. De ce? Pentru că trăim în lumea aceasta și uneori suntem murdăriți. Domnul a luat haina noastră murdară. Haina noastră plină de păcat, plină de mizerie. După ce ne-am tăvălit în noroiul lumii acestea, a luat haina aceea plină de necurății, de curvii, de fapte, de rușine, de minciuni, de pașocuri, de toate faptele urăcioase. A luat haina aceea care mirosea greu și la calvar a purtat-o el. Și în locul hainei acelea, știți ce a făcut? Ne-a dat o haină curată. Ne-a dat o haină de mireasă. Dar îți spune acum așa, auzi, eu am purtat murdăria ta. Dumneavoastră, cu siguranță, în viața aceasta, ați întâlnit unii oameni care n-au casă. Oameni ai străzii, cum le spunem noi. Oameni care trăiesc pe stradă și când te apropii, nu trebuie să fii la un metru de ei, la 4, la 5 metri, mai ales vara, simți cum miroase. Ai luat haina lui să o îmbraci? Cred că la unul, nu știu dacă ai primit bani, n-ai îmbrăcat haina aceea. N-a existat haină mai murdară ca haina mea și haina ta. Și Domnul nostru Iisus Hristos a coborât din sfințenie pe pământul nostru și a îmbrăcat haina aceea mirosind greu. Haina aceea a păcatului, haina aceea plină de mizerie și de toate lucrurile necurate. A îmbrăcat-o El și a purtat-o la calvară. Și când a purtat-o la calvar, în schimb, ne dă nouă haina lui, haina lui neprihănită, o haină de mireasă. Și știi ce spune? Auzi, am purtat eu haina ta. Ia haina mea, dar mergând prin lumea aceasta, până când eu vin să te iau acasă, mergând prin lumea aceasta, ai grijă să-ți păstrezi haina curată.
Ai grijă să nu smurdărești haina. Și mergând prin lumea aceasta, imaginați-vă o mireasă care în ziua anunții ei așteaptă să vină mirele într-o oră. Știe că la ora 8 dimineața, de exemplu, vine mirele după ea. Și zice, da, eu mai am timp, mă duc până la piață, fac niște cumpărături, mă pot fac mâncare, lasă că mirele poate să aștepte. Așa face o mireasă. Nu face o mireasă. Iar se scoală, dacă la ora 8 vine mirele, ea se scoală la ora 3, nici nu doarme noaptea aceea, numai se gândește, numai își face și pe plan, cum o fi, ce o fi, dacă o să stea bine în rochie, așa mai departe. Ea stă în așteptare, se pregătește din timp, ea cu 2, cu 3, cu 4 ore, gata, înainte. De ce? Așteaptă să vină mirele. Așa suntem noi. Doamne ajută-ne să fim așa. Să-L așteptăm pe mirele nostru, care ne-a dat haina de mireasă. Și în locul miserilor, și în locul mocirilor unde eram noi, s-a coborât în locul nostru, ne-a ridicat de acolo, a plătit în locul nostru și ne-a dat o haină nouă, slăvit să fie Domnul. Amin, amin. Și ceea ce îți cere acum este să-ți păstrezi haină curată. Amin, amin. Asta înseamnă om născut din Dumnezeu. Atunci când ai mers prin lumea aceasta și s-a întâmplat din neveghere, din neatenție că ți-ai murdărit haina, tu faci cum faci o mireasă, te duci repede, repede, repede și scureți haina. Nu zici, lasă dacă tot am murdărit haina, lasă că mă duc să fac și mâncare, prăjești niște cartofi, fac niște sarmale și lasă că n-are nimica. Nu, te duci și scureți haina. Versetul 1 Ioan 3 cu 4. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat, slăvit să fie Domnul nostru. Auziți? Versetul 6. Și cu asta închei. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Și oricine păcătuiește, cine trăiește în păcat. Facem diferența aici între păcat și greșeală. Cineva poate din neveghere să alunece în vreo greșeală. Cum spuneam despre cel neprihănit, care își cade de 7 ori, dar se ridică. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut și nu, nici nu l-a cunoscut. Tu păcătuiești? Hai să te întreb lucrul acesta. Frați și surori, mă adresez acum dumneavoastră. Ești la pocăință de un an, 10, 20 sau mai mulți. Ai la momentul actual cel puțin un păcat nemărturisit în viața ta? Nu-mi răspunde. Ai la momentul actual cel puțin un păcat nemărturisit în viața ta? Este cineva pe care nu poți să ierți? Este cineva pe care nu suporți? Este ceva, și acum când Domnul vorbește, Domnul vorbește inimii dumneavoastră, tu știi dacă este ceva. Poți să dormi noaptea când nu ești împăcată cu sora sau cu vecina? Poți să ai un păcat în viața ta și să nu-ți pese? Să nu te intereseze? Ascultă-mă bine ce spun. Dacă ai cel puțin un păcat și nu te pocăiești și îl lași în viața ta, este dovada că ori n-ai fost născut din nou, ori după ce ai fost născut din nou, te-ai întors la ca și scroapa aceea, la murdărie, la mizerie. Omului Dumnezeu, Biblia așa spune, cine-i născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, dar merge mai departe, versetul 7, copilașilor, nimeni să nu vă înșele, adică să nu spune, să spună cineva, dar eu m-am botezat, dar eu iau cina, nu contează. Nu-i suficient. Nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit. Cum? Păi da, dar la noi la biserică, soția păstorului își permite să facă ceva. Nu contează, tu n-ai legământ cu soțul, cu soția păstorului, nici cu păstorul. Tu ai legământ cu Iisus Hristos. Sfințește-te, păstrează-ți viața în sfințenie. Doamne, ajută-ne! Amin. Pentru că legământul tău l-ai făcut cu Iisus Hristos, care a luat păcatul tău. Nu eu am purtat păcatul tău, ci Hristos a purtat păcatul tău. Și legământul meu și al tău este cu El, slăvit să fie Domnul. Cine trăiește neprihănire, este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. 8. Cine păcătuiește, este de la... Dacă ați putea să mă auziți toți, dacă ar putea să mă audă toți oamenii din Tătărăști, din România, oamenii aceia care spun, eu sunt credincios, eu m-am botezat de mic, eu m-am dus la biserică, eu mă duc la împărtășanie, poți să faci ce vrei. Dacă păcătuiești, dacă ai în viața ta păcat și nu-ți pasă, n-ai nicio problemă.
La biserică mergi și spui, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Mergi și te împărtășești. Mergi și duci acolo la biserică, dai bani, faci ce vrei tu. Dacă este păcat în viața ta, tu nu vei avea parte cu Dumnezeu. Pentru că cine păcătuiește, mai bine spus, ca să facem diferența între greșeală, cine trăiește în păcat. Că atunci când noi am păcătuit, Dumnezeu a pus în viața noastră conștiința, noi conștiința, și mai mult a trimis pe Duhul Sfânt să spună, vezi că ai păcătuit, du-te și cere-ți iertare. Dar nu-i vina mea. Cum la noi s-au certat două surori și după două săptămâni am fost plecat, m-am dus la una și i-am spus, de ce n-ai fost să ți-ai cerut iertare? Zice, nu. Dar o întreb, auzi, dar poți să dormi noaptea? Și ea spune așa la mine, da, dar de ce? Păi zi, dar Biblia spune să n-apună soarele peste mânia voastră. Îi bai că poți să dormi noaptea și ești iertat. Îi bai că trăim cu păcat în viața noastră. Nimeni să nu vă înșele. Cine păcătuiește de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului, lucrarea păcatului. Slăvit să fie Domnul. Amin, amin. Mi-a plăcut foarte mult și am auzit recent. Iartă Dumnezeu păcatele? Nu. Dumnezeu nu iartă păcatele. Păcatele se plătesc. Sunt plătite. Au fost plătite de Domnul Iisus. Dumnezeu iartă păcătosul. E diferență. Dumnezeu iartă păcătosul. În această seară, dacă vii la Iisus, orice păcat ai făcut, ai spus, eu n-am dat în cap la nimeni. Atâția oameni am auzit în România spunând să se pocăiască. Da, mă, vecinul ăla e criminal. Ăla trebuie să se pocăiască. Dar eu n-am dat în cap la nimeni. 30 de milioane de copilași au fost uciși în pântecele mamelor lor. În România. În România. Încă o dată peste populația României. Dar noi suntem o națiune de creștini. Nu suntem creștini. Nu știu la ultimele Paște, dar la celelalte Paște, dacă nu mă înșel, în 2021, am citit că s-au consumat de Paște. S-au consumat 50 de milioane de litri de vin. Poporul român, popor creștin. A mers la biserică, s-a pus acolo și a făcut cruce. A mers la biserică și s-a împărtășit și a spus, Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Și când a venit acasă și a dat dezlegare la carne și la toate celelalte, a băut până a intrat în spital. Popor creștin. Nu, nu suntem popor creștin. Suntem un popor păgân. Și Domnul ne cheamă să ne întoarcem de la păgânismul nostru. Un păgânism care spune că suntem creștini, dar noi nu suntem creștini. Suntem printre primele locuri în Europa la mame minore. La 12, la 13 ani, mame în țara noastră. Nu că aia la ață n-au face, că aia au învățat ce să facă să nu rămână gravide pe astea, pe ăștia mici. I-a învățat, nu de asta. Dar noi încă n-a ajuns și spun oamenii, băi, soluția este du-te și ia ce trebuie, te ferești și nu rămâi. Nu, soluția este să trăiești pocăința, să trăiești sfințenia, până la căsătorie să rămâi curat, curată. Doamne, ajută-ne la aceasta. Asta e pocăința. Dar ce trist că astăzi ne lăsăm înșelați. Spun nou, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el. Și la final cu ce am început? Și nu? Poate. Am început cu asta. E diferență între să vrei sau să poți. Poate că vrei să păcătuiești. Dacă ești născut din Dumnezeu, nici nu trebuie să poți să fiindcă e născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Noi ne împărțim în culte religioase, în religii, pe tot felul de lucruri. Că eu sunt ortodox, că eu sunt penticostat. Biblia ne împarte în două, în contextul acesta, în două. Copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Și tu, tânăr copil, care ești născut în familie de pocăiți, eu sau tu care suntem, intrăm la masa Domnului, botezați de mai mulți ani, ne împărțim ori în copiii lui Dumnezeu, ori în copiii diavolului. Pe baza a ce? Pe baza a naturii noastre și a reacției noastre față de păcat. Dacă poți să păcătuiești, dacă poți să trăiești în păcat, ascultă-mă. Nu ești născut din Dumnezeu.
În această seară vă chemăm la pocăință. Amin, amin. Nu vă chem la cultul pentecostal sau la altul. Vă chemăm la pocăință. Vă chemăm să fiți născuți din Dumnezeu. Amin. Vă chemăm să vă lăsați schimbați. Să lăsați în inima voastră această transformare, care așa de mult mă rog să o facă Domnul și în copiii mei, și în copiii dumneavoastră. Amin. Nu doar născuți în familii de pocăiți, ci să ajungă ziua când să fie născuți în familia lui Dumnezeu. Că e în familie de pocăiți și te minte în față. Pentru că nu e suficient să fie în familie de penticostal. Dacă nu s-a născut din familie, din Dumnezeu, el păcătuiește și nu are nicio problemă cu asta. De aceea mă rog să aducă Dumnezeu cercetare în viețile noastre. Amin, amin. Într-o zi, băiatul meu, care acum a 10 ani, atunci avea parcă 7 ani, eram la stăruință într-o dintre bisericile noastre, o biserică mai mică, și într-o zi, în timp ce eram la mărturisire, și au venit pe rând frate și surori la mărturisire, intră el, la un moment dat, când a ieșit cineva afară, a intrat el plângând și am zis, ce s-a întâmplat? Te-a bătut cineva și s-a întâmplat? Și el a zis, nu, dar de ce plângi? De ce ai venit? Vreau să mă mărturisesc. Am crezut că se coboară cerul pe mine. La 7 ani. Nu s-a pocăit încă. Dar am văzut cum Dumnezeu l-a cercetat. În familie de pocăiți. Nu face, nu putem să spunem că fac păcate mari, că încercăm să-i supraveghem. Dar are nevoie de naștere din nou, cum tu ai nevoie de naștere din nou, cum tu ai nevoie. Cum noi toți avem nevoie de naștere din Dumnezeu. De unde știu că-s născut din Dumnezeu? Nu mai suport păcatul. Dacă poți să suporți păcatul în viața ta, să trăiești în păcat, tu nu ești născut din Dumnezeu. În seara aceasta, nu doar ortodoxi sau penticostali sau altceva, noi toți avem nevoie de naștere din nou. Noi toți avem nevoie să ne revizuim prin aceasta, să-i cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Poate să cânte în față, poate să facă ce vrea, să dea toți banii lui la săraci. Dacă nu trăiești în neprihănire, nu ești copilul lui Dumnezeu. Dacă îți permiți să păcătuiești, dacă îți permiți să te uiți pe telefon la pornografie și n-ai nicio problemă cu asta, dacă îți permiți să înjuri, dacă îți permiți pe lângă, atunci când nu te vă părinții și noi ca părinți, ne permitem să ne mințim copiii sau să ne certăm unii cu alții, să bârfim și nu ne mai mustră conștiința, noi nu vom avea parte cu Dumnezeu. Oricine nu trăiește neprihănire, nu-i de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Dar în seara aceasta, Domnul încă ne așteaptă. Ne așteaptă să ne cercetăm, să spunem, Doamne, cred că, deși m-am născut mai de mult, m-am lăsat biruit de unele pofte, de unele lucruri. Te rog să mă ierți. Dacă ai în viața ta lucruri pentru care trebuie, lucruri pe care trebuie să le mărturisești. Sunt aici, frate slujitor, frate păstor. Du-te și mărturisește-le. Dacă poți să pleci acasă și la noapte să dormi cu păcate în viața ta, ai o mare problemă. Și dacă spui că ești botezat și pocăit de nu știu câți ani, ai o foarte mare problemă. Păi de unde cunoaștem? Care e diferența? E foarte simplu. Omul lui Dumnezeu nu suportă păcatul. Așa cum o pisică nu suportă să intre în noroi, să se bălăcească în noroi. Și dacă cumva s-a murdărit, se duce și se curăsește. Așa omul lui Dumnezeu, când a văzut că ceva s-a lipit de haina lui, el se duce din nou pe genunchi și spune, Doamne, am păcătuit, îmi pare rău, te rog, iartă-mă. Și din nou sângele lui Iisus vine să mă ierte. Dar asta, dacă ne și schimbă, dacă nu ne schimbă, el ne iartă, și apoi iar ne murdărim și iar ne iartă și Dumnezeu nu face viața, să știți. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă ați dori să facem la final o rugăciune, după ce fratele v-a anunțat, în care să ne revizuim, să vedem, suntem cu adevărat copilul lui Dumnezeu? Mai este păcat în viața noastră? Dacă n-ai fost recent, eram undeva și am întrebat pe cineva, de cât timp n-ai fost la mărturisire? Și a zis, frate, niciodată n-am fost la mărturisire. Dar de cât timp ești pocăit? Era cineva mai tânăr. De cât mai mulți ani, 6, în fine, nu contează câți ani. Zic, tu n-ai fost la mărturisire niciodată? Nu.
Dar tu, frate, pocăi de 40 de ani, când ai fost la mărturisire ultima dată? Să-ți curățești viața, să vezi ce mai este acolo. Așa face omul născut din Dumnezeu. Ceilalți, pe toți diavolul ne înșală. Dacă nu înțelegem că omul lui Dumnezeu și păcatul nu mai are ce căuta. La un loc, cum Dumnezeu și păcatul nu pot să stea într-un loc, așa omul lui Dumnezeu nu mai are voie să trăiască în păcat. Facă Dumnezeu ca viețile noastre să fie născute din nou, în noi să trăiască Dumnezeu, să fim născuți din Dumnezeu și viața noastră să fie o viață de sfințire. Așa este copilul lui Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.